Bună seara, stimați telespectatori! Suntem pe 22 decembrie 2021, la 32 de ani de când poporul român și-a recâștigat libertatea. Este o zi care, dincolo de tiparele unei omagieri atipice, doar prin depunere de coroană și prin ținerea unor conferințe, încă de către participanții la această revoluție, nu mai avem nimic. Și acest nimic mai poate fi salvat de arheologi. Ei ar trebui să meargă în urma noastră cu șpaclu și măturica și să ne descopere ceea ce noi am pierdut. Poate ca un semnal a ceea ce v-am spus, invitatul meu din această emisiune este arheologul Bobia Păvăloaie, ajuns nefericitul directorul Direcției de Cultură, Direcției Județene pentru Cultură, ca să folosesc titlul întreg. Este un personaj cu care noi am conviețuit în cele mai bune condiții, pe care îl felicit pentru această avansare meritată, dar îl și, știu eu, îl apropii de părerea de rău, așa cum ai apropia hârtia de indigo de o foaie de scris, pentru că Bobia Păvăloaie s-a făcut cunoscut exclusiv prin activitatea sa de arheolog. Bobie, îți mulțumesc că ai acceptat invitația, te-am smuls din liniștea biroului tău, mi-a mărturisit că el vine la serviciu la 6 dimineața și pleacă pe la 6 seara, asta ca să nu încurce orele, că uneori putea să plece pe la 6 dimineața, venind la 6 dimineața. Bună seara, bine v-am găsit și telespectatorilor dumneavoastră, bună seara și un gând frumos acum în prag de sărbători, în prag de sărbători să ne aducem aminte, să-i omagiem, să le mulțumim celor care au reușit să facă acel gest în 1989, care au ieșit în stradă, care au și murit o parte dintre ei, care în acele vremuri de maximă nesiguranță, că nu știai că ziua următoare va fi bine, da, și-au riscat viața, și-au riscat cariere, și-au riscat libertatea. Și noi trebuie tot timpul să ne aducem aminte de acei oameni și eroii necunoscuți, eroii care au dispărut, nimeni nu știe unde. Probabil tot arheologia într-un viitor va identifica acele câmpuri, acele locuri în care au fost aruncați. Tehnologiile avansează în ritm amețitor. Arheologia a depășit acel cadru clasic, șpaclu, măturiță. Acum sunt scanere de mare finețe, pot identifica componența pământului. Doamne, poate se vorbesc de cenușe, și buletinul. Cenușe aruncată pe câmp. Da. În aceste locuri, acelea, cred că acum în urma unor analize interdisciplinare complexe pot fi identificate și pot fi păstrate ca locuri de aducere a minte, nu plantații de arbori, locuri de aducere a minte, de desfășurări de festivități, de omagieri. Acum, până la construi acest univers intangibil de talpa omului, dar
veșnic căutat de privire și de spirit. Eu vreau să-ți mai reamintesc în această succesiune de aducere aminte că în acești 32 de ani TLM împlinește 30 de ani de la prima sa emisie. Cred că mi-aduc aminte de prima emisie. Știu că aveau filme frumoase în copilărie. Și eu spun că ca să atești această vârstă nu mai ai nevoie nici de măturică, nici de șpaclu sau cancioc, ci pur și simplu de aducere aminte. Există în uneltele voastre de lucru și aducerea aminte? Mărturia rând, prin aducerea aminte? În primul rând, noi lucrăm cu memorialistica epocii pe care o studiem. Da. Pentru că, de acolo plecați. De acolo plecăm. Sunt pentru perioada medievală, nu? Sunt acele descrieri ale călătorilor străini care au parcurs pe aici. Să nu uităm arheologia biblică. Marele descoperiri arheologice făcute încă din secolul al XIX au plecat de la textele sfinte evreiești și creștine. Și oamenii savanții epocilor trecute au plecat de descrierile biblice și au identificat locurile. Da, s-au descoperit, da, și s-au descoperit și s-au confirmat. Adică da. Lucruri care înainte erau privite cu un aer de legendă, că e o poveste, da, nu știu, da. S-au confirmat în teren, în la fel și povestirile participanților la Revoluție pot fi foarte utile în identificarea, vorbeam și mai devreme, nu? Identificarea armamentului folosit, a cartușelor, seriilor, în asemenea condiții, situații, găsirea acelor poate fi de folos. Cât ar trebui să treacă ca o astfel de analiză să fie credibilă? Câți ani mă refer? Îți spuneam înainte ce spun istoricii, că a doua cu zi... Cu cât ne îndepărtăm mai mult de epoca respectivă, cu atât judecata este mai limpede, ar spune, că implicarea sentimentală, sufletească, da, este una mai subțire, da, mai puțin... Dar în același timp riscăm ca, depărtându-ne de momentul de interes, da, să pierdem informația și să... Din amintire. Din amintiri și să nu mai o fructificăm în... Bobi, noi am făcut o serie de misiuni de-a lungul vremurilor. Chiar și atunci când ai fost numit interimar în funcția de director, atunci când oarecum credeam că te alinți refuzând să dai, mergi la examen, să dai pentru titularizare. Și totuși, acum când ești un dita mai director... La 2 metri aproape. La 2 metri, da. Îmi vine să-ți spun o întrebare. Cât de amăgitoare este această nouă funcție? În primul rând, mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat și încrederea acordată în tot acest timp. Nemeritat, cred eu. Sper să nu dezamăgesc prea crunt. Ține de alintătura. Există o presiune mare pentru un... Eu m-am bucurat când am primit prima numire și se promovează temporar. Da. Și atunci m-am luminat și am spus că toate lucrurile sunt temporare pe lumea. Deci sigur e definitiv. Dar acum a venit pe perioadă nedeterminată. Da. Sunt praguri de evaluări anuale, semestriale și poziția oricând poate fi pusă sub semnul. Și perioadă determinată. Și foarte bine că locul este pentru mulți oameni ce mai energici trebuie să ocupe, oameni cu idei, oameni inovativi și în momentul în care probabil mâna slabă nu va mai rezista la presiune, să vină altcineva cu mai forțe. Vrednic decât mine. Corect, mai vrednic decât... Pentru că într-o direcție județeană pentru cultură sunt atribuții complexe. În partea de patrimoniu mobil, ce înseamnă tablou, sculptură, numismatică, în patrimoniu imobil, monumente istorice, nu? Situri arheologice, în tradițiile, imaterialul. Da. Adică documente mobile, cele care le poți lua cu mâna.
Da, care pot fi transportate. Cele... Imobilul este patrimoniu cu cultural. Nebunia aceasta cu tablourile false. Da, probabil. Patrimoniul mobil. Și aici s-a pus în discuție, nu există o evidență la Ministerul Culturii, există personal capabil, este o structură care să monitorizeze toate aceste atestări de tablouri, cum se fac, unde... La fel, pentru asta e nevoie de acel cod al patrimoniului în care să fie definite toate operațiunile, nevoie de personal de specialitate în direcțiile județene sau cum să ori numic. Pentru că și înainte, eu mi-aduc aminte când am intrat prima oară în acel birou, era 1999, primul an de facultate, erau Inspectoratul pentru Cultură. Cultura, așa se chema, era director domnul profesor Florin Cântec și la vremea respectivă Inspectoratul pentru Cultură, 99-2000, asigura finanțarea pentru șantiere arheologice. Și atunci era rândul șantierului arheologic de la Hârlău, de la Biserica Sfântul Gheorghe, coordonarea șantier arheologic școală. Nu mai sunt astăzi. De doamna Stella Cheptea. Să-i urăm la mulți ani, doamne Stella Cheptea. Doamna Cheptea, la mulți ani. 79 de ani. 79, acuși face 80. Bate spre 80, da? Așa. Va face parte din generația 80. 80. Da. Dă-i Dumnezeu sănătate și ani mulți și putere să-și materializeze tot ce a adunat de-a lungul vieții, de-a lungul activității sale. Adică pentru cel puțin încă 80 de ani, pentru că așa se spune. Da. Totuși, în ce partid ai înscris? Nu sunt membru de partid. Deci, de ce te porți ca un politician? Eu spun o întrebare și tu îmi răspunzi la alte lucruri. Păi nu, că dacă eram membru într-un partid, probabil răspundeam cu altă întrebare. Spuneam dacă cât de amăgitoare este această nouă funcție pentru tine, pentru meseria ta, pentru arheologul Bobby. În mod evident, o perioadă de timp va trebui să pun șpaclul deoparte. Oricum, șpaclul acesta este pus deoparte de când am venit la Direcția Județeană pentru Cultură. Am înțeles că activitatea de cercetător implicat în șantiere nu este compatibilă cu funcția cu de semnatul hârtiilor. Cu semnatul hârtiilor, că ar fi la nivel național colegi arheologi care lucrează în direcții, s-au consultat cu agențiile naționale de funcționarilor publici de stabilirea compatibilităților. Unii au primit aviz favorabil, alții au primit, s-a convenit că arheologii care lucrează într-o direcție județeană să-și desfășoare activitate, dacă țin neapărat, în alt județ unde nu au responsabilități. Adică să nu fie... Da, să nu fie, pentru că din poziția de angajat consilier, inspector la Direcția Județeană pentru Cultură, urmărești respectarea regulamentului de săpături arheologice, de cercetare, standardul cercetărilor arheologice și așa mai departe. Să nu intri în conflict de interese. Și să nu poți să fii, conflict de interes ar fi atunci când tu ai conduce un șantier arheologic. Dar când ești doar participant simplu pe un șantier, membru, un colectiv, fără atribuții, doar din plăcerea de a... Deci putem spune că această nouă funcție te-a îndepărtat total de meseria de arheolog? M-a aruncat în latura administrativă. Așa, adică ți-a confiscat la poliție când treci la arhivă, ți-a pistolul, ți-a insigna... Așa și tu, ți-a luat șpaclu, ți-a luat canciucu, ți-a luat măturica. Da, deocamdată, până când lucrurile se vor adică deocamdată ce înseamnă? Până când nu o să te dea afară? Până când mă dea afară. Pe urmă, nu sunt nou arheolog, e un microb care odată dobândit nu... Tu plăcerea de a lucra, de a scormoni, de a găsi, de a descoperi. Mai simți această plăcere? Da, bineînțeles. Duminica mergi prin Cucuten și mai cauți ciuburi de ceramică? Nu, tot timpul când merg pe stradă și sunt pieton, îmi place foarte mult să merg pe loc. Să de câte ori văd un loc scormonit, un șans, o mică gropită, imediat mă uit să văd ce mai este acolo. Fiind săpături de mici adâncimi, nu șansele nu sunt mari de a găsi. Dar
cum terenul Iașilor a fost răscolit de nenumărate ori în istorie, foarte probabil un lucru de foarte adânc, răscolit de mai multe ori, ajunge la o săpătură contemporană, da, să fie descoperit la o adâncime de 50 de centimetri, un metru. Și da, surprize sunt și s-au mai găsit asemenea piese spectaculoase la adâncimi, la săpături, mă rog, de suprafață, fără... Ce-ți face țâncul? Mulțumim lui Dumnezeu, sănătos, voinicuț, ne e viitorul arheolog? Da, o deja treabă nădejde. Sapă prin... Ne sapă pe noi. Are o plăcere noaptea să se trezească și să trezească și pe noi. El... Nu te așteptai să întrebi de el printre oale și urcele. Nu. Pe Moș Crăciun, pe unde l-ai putea descoperi? Am putea descoperi, de exemplu, pe cahlele medievale diferite scene care țin, sunt redate momente din nașterea Domnului și pe aceste cahle, da, teracotă de sobă folosită în... se găsesc asemenea motive imagini, decorative, imagine, da. Nu cu Moș Crăciun. Moș Crăciun ca mit este o... Dar invenția secolului XIX. Dar ca să fie o în legătură cu momentul Crăciunului, cu nașterea Domnului, probabil cam uităm. Deci asta se... unde ar putea să o localizăm așa în timp a 300 de ani, nu după Hristos? Ce anume? Nu am prins în... Prezența lui Moș Crăciun, nașterea... Cred că atunci mai... Atunci s-a început să vorbească, cred că mai degrabă fenomenul de Moș Crăciun, Moș Nicolae aici este și mai degrabă îl întâlnim conservat mai bine, nu? În ortodoxismul grecesc, în care Moș Nicolae are o valoare, are o valoare simbolică mai mare decât ideea de Moș, de Moș Nicolae, moșul care aduce daruri, care bine, mă rog, noi... și Moș Crăciun probabil legat de, nu, acea simbolistică a magilor care vin și aduc daruri și probabil în sensul ăsta sunt în legenda... Colegii de la etnografie cred că putea face o emisiune în legenda aceasta care se plimbă pe la noi. Moș Crăciun este cel care a tăiat mâinile soției sale când aceasta a primit-o pe Fecioara Maria în iesle, lăsându-o să nască. Și Fecioara Maria îi lipește mâinile înapoi, făcându-l pe Moș Crăciun să își dea seama de gafa pe care a făcut-o. Și atunci el a dat daruri, cioban fiind, cu produse pe care îi le dădea animalele pe care le păștea. Această variantă... Nu știi. Nu știi, e prima oară. Și când plec de aici, e prima oară să documentez mai bine, să... Așa, deci, acesta este mitul din zona noastră. Cu siguranță că nu-ți voi cere copyright pentru lucrul acesta. Dar de aprofundat subiectul, spectaculos. Da, pentru că eu mă gândeam că când a început să vorbească despre nașterea lui Hristos? Prin sărbătorire în rândul comunităților creștine vechi nu am o imagine. Nu, după anul 300? Dar probabil că toate aceste sărbători din jurul existenței lui Iisus Hristos au devenit sau statutat sau odată cu recunoașterea creștinismului ca religie oficială a Imperiului, nu? Și fiecare moment profesorul domnul profesor Zugravu de la Facultatea de Istorie, care este un clasicist recunoscut, ne mai povestea la cursuri despre cum marile sărbători romane, greco-romane, nu, au fost contopite cu evenimente legate din Biblie. Și în felul acesta sau
și politica bisericii, politica bisericii, biserica nu are politică, dar efortul bisericii a fost de a asimila sărbători păgâne și de a le da o conotație creștină care să aducă aminte de valorile creștinismului. Bine. Ca peste tot, epoca modernă transformă simbolul într-un motiv comercial. Și nu ne luăm numai din zona aceasta, dar uite, se întâmplă în zona sportului, în care un jucător valorează cât o biserică. A spus jucător de fotbal, nu? Sunt lucruri care nu pot fi adevărate, ele sunt false. Dar, în același timp, revenind la simbolurile pe care omul le-a asimilat ca fiind necesare pentru orientarea sa în viață, putem spune că în condițiile în care scara valorilor devine din ce în ce mai stabilă, atunci credibilitatea are valoarea sa intrinsecă. Și atunci, cât mai avem până la publicitate, Radu? Și atunci, pentru că am trecut de publicitate, mergem la în publicitate, după care vom reveni în direct. Din nou în direct, alături de invitatul meu, Bobea Băbăloaie, directorul Direcției Județene pentru Cultură Iași. Bună ziua din nou, vă mulțumesc pentru invitație. Nu cred că în prima parte v-am mulțumit pentru invitație. Mai mulțumesc, mai atât ca să... Vă mulțumesc din suflet. De fapt, cel care trebuie să mulțumească este Adi Cristi, care îi mulțumește lui Bobea Băbăloaie că a fugit de la servici ca să vină la această emisiune. Pentru că la ora 6:18 el era prins, soția știe că ești la emisiune. Da, probabil se uită cu băiatul. Se uită, da. Și băiatul este foarte surprins când mă vede în televizor. În televizor. Ce spune? Uite-l pe data. A fugit. La emisiunea trecută vă mărturisesc că era foarte surprins și contrariat și sunt câteva filmulețe făcute de soție. Vă mulțumesc pentru această amintire. Bobe, care este totuși libertatea pe care funcția aceasta ți-o dă? Și trebuie să spunem că a fost o funcție nu chiar așa de liniștitoare, mult răpnită și de alții, care să-ți ofere libertatea de a cheltui pentru cultură. Ai în fișa postului... Da, noi suntem instituție ordonatoare terțiară de credite în așa, avem niște venituri. De când am ajuns la direcție, mi-am propus să ajutăm, să sprijinim pe cei cu idei și resurse. La modul că o asociație, o organizație, o instituție are o idee, are un plan, are doi, trei lei strânși, adunați, mare nevoie încă de trei. Îi luați și banii aia, nu? Îi luăm și banii. Și ideea și banii. Și mai are nevoie în completare, nu, de încă 2-3 lei și pentru asemenea situații îmi propun să avem toată deschiderea ca instituție cu toți colegii, că nu stă în pixul unui să director. Cei 2-3 lei, nu să-i luat. Să-i dăm acolo și să avem nu acel proiect materializat sau început, care urmând ca în anii următori alții mai vrednici, mai pricepuți să și finalizez. Pentru că asta se întâmplă să la noi. Voi dați 2-3 lei pentru ce? Ca să păstreze proiectul în planul vostru de acțiuni? Nu. Dăm 2-3 lei ca să se înceapă acel proiect, pentru că... Voi doar începutul aveți. Începutul și pe urmă... Dar de ce nu dați pentru tot proiectul? Pentru tot, pentru că am spus, există o idee, există niște resurse insuficiente și noi venim și completăm.
cât e nevoie, dar dacă este, știu eu, un proiect multianual, noi nu putem suporta pentru toți ani, de la an la an. Hai să definim proiectul. Ce înseamnă proiect la tine? De exemplu, colegii de la Facultatea de Istorie, nu nominalizez, au venit, domnule, uite, prin toate comunele județului sunt monumente închinate eroilor. Așa. Să facem o hartă. Să facem să le cartografiem, să le fotografiem, să le facem un mic istoric la fiecare, să vedem cine a fost cu ideea, cine, să facem o scanare 3D, o fotografie aeriană, și să avem o bază pentru... Cum Iașu are la această oră. Sunt câteva... Eu, de exemplu, la Casa de Cultură am reușit să facem prin zona, știu, artelor vizuale, exact identificarea monumentelor, statuilor care te duci și pui asta și îți vorbește despre statuia respectivă. Aceea Maria Bilașevski este cea care știe, deși a construit acest proiect. Da. Deci nu, dar nu trebuie când dar, mă rog, era la modul... Păi spune și tu o sumă acolo. Da. Avem alea 5 milioane de lei pe care îi putem aloca unui proiect. Unor parteneriate cu instituții care își propun să... și, de exemplu, nu, în județ sunt 90 de comune, însă ele nu vor putea fi acoperite într-un singur an tot. Da, da, și de aici spun că sunt... S-ar putea probabil ca unele comune să nu aibă... sau altele să aibă... monumente, știu, de valoarea... De for public. Da, în astea. Sunt vechi biserici părăsite, a căror urme se mai păstrează sub forma unor troițe și bătrânii le știu și odată cu bătrânii se pierd și amintirea ăsta și va fi foarte acum, greu. Ce vreau să te întreb? Deci e clar, tu nu mai ai acces la Cancioc și la Măturică. În schimb, ai acces la documente care îți spun câte șantiere câte șantiere, câte cercetări sunt în desfășurare. La momentul actual, în cursul până anului, după amiază. În cursul anului acesta au fost peste 50 de autorizații de eliberate de Ministerul Culturii de cercetări arheologice pe raza județului Iași. Bineînțeles, marea majoritate a autorizațiilor sunt concentrate pe municipiul Iași, că aici este o efervescență, un efort de a construi și de a, pentru județ, lucrurile sunt mai lente. Mai lente. Efortul acesta, investiții, este unul mai redus. S-au mai construit cămine culturale, case de cultură, sau mai terenul. S-a mai construit sau s-a mai reabilitat? S-au reabilitat, multe dintre ele însemnând, de fapt, reconstruirea cu de la zero. Serios? Au primit programul Companiei Naționale de Investiții și s-au... Casele de cultură mai noi, nu? Da. Cele de la Ciure am văzut, la Bârnova. Nu? E deja mai veche, dar tot după 90 s-a făcut și foarte frumoase. Și noi, la un moment dat, Inspectoratul pentru Cultură avea, Inspectoratul Vechi și Direcția, avea atribuții în coordonarea avea atribuții și în ceea ce se numește bibliotecile sătești. Așa, dar între timp acestea au dispărut, de asta evidența activităților, acțiunilor pe aceste cămine culturale, case de cultură a dispărut din zona noastră. Spui din că noastră. A dispărut de la, din fișa postului. Da, din atribuțiile. Dar a trecut la școală, mi se pare. Probabil sunt de asta vă spunem că în perioada următoare, și aici este ca cum vorbeam și intenționăm să organizăm concursuri, să completăm schema posturilor, mai avem nevoie încă de 4 colegi în Direcția Județeană pentru Cultură. Salarizarea este proastă ca la cultură, dar mulțumirile și perspectivele sunt bucurătoare. Da. Mulțumirile sunt veșnice. E vorba, în primul rând, de a lucra într-un domeniu pe care îl iubești și, pe urmă, odată lucrând... Eu cred că, corect ar fi, e vorba de a lucra. Mai face o pauză așa de vreo două chenzine. Da. Într-un domeniu
Și treaba cu iubirea și cu asta o lăsăm facultativă. Da. Adică oamenii vor un loc de muncă, acolo unde se lucrează, chiar să le și placă ceea ce fac. Pentru că... Să aibă și o stabilitate materială corespunzătoare. Chiar au mai fost discuții în ultima... Da. Stabilitatea ce dă stabilitatea locului de muncă. Da, în minister și, să spun, da, angajații din minister sunt ultimii în clasamentul bugetar. Din Ministerul Culturii. Da, și în tot ce înseamnă ramurile de activitate și în... Bobi, ține minte aici. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Da. Asta e ca la clepsidră, știi, când se întoarce clepsidra, așa este. Pentru că e drama poporului român aceasta. Să nu luăm în seamă cultura. Să nu avem, știu eu, construită această imagine adevărată. Pentru că un popor fără cultură e de fapt o populație. Nu are personalitatea celui care știe să conducă, celui care știe să trăiască, celui care știe să viseze. Există un efort și o intenție, nu, de a spori resursele alocate sectorului cultură. Aici sunt mai multe instituții care conlucrează, e administrația locală. Care sabotează, da, nu conlucrează. Conlucrează și administrațiile locale. Administrația locală, da, e cel puțin la Iași, este singura care și-a luat în serios datoria sa față de cultura locului. Da, așa este. Nu? Sunt eforturi vizibile, apreciate în tot. Dar pe lângă aceasta, nu, e Ministerul Culturii, care are instituții de rang național pe care încearcă să le sprijine. Complexul Muzeal Național, Teatrul Național, Opera Națională, și intră aici pe urmă Consiliul Județean, care au și ei atribuții în instituțiile pe care le patronează. Există o predispoziție. Evident, e nevoie de mai mult. Eu ceea ce am... e nevoie chiar de dublu decât în ultimii 10 ani. Ceea ce am sesizat eu aici la Iași este că orașul Iași are un destin cultural decisiv. Orașul Iași sau municipiul Iași nu poate ieși din sfera patrimoniului cultural, pentru că aici, în Iași, s-a născut și limba română, s-a născut și teatru, s-au născut și revoluțiile. Deci, și unirile. Și unirile, da. Deci nu poți și... Un centru universitar academic puternic. Este o filială Iași Academiei Române. 5 universități. Sunt, da, instituții de rang național. Există o anumită efervescență, nu? Anumite resurse. Nu? Numai că tot timpul este nevoie de mai mult, de implicare mai mare, de o gestiune mai bună a resurselor. Și mă bucur ori de câte ori apar responsabili în acest domeniu în care spun că intenționăm să dublăm, să sporim resursele alocate sectorului cultural. Și peste toate acestea, dincolo de promisiunile de genul de conjuncturale, că de fapt omul face promisiune atunci când are și un interes. Are interesul de a zâmbi frumos la televizor, de a, știu, înduieșa femeile ieșențe ca să-l voteze și așa mai departe. Dar, în afara acestora, noi mai avem un noroc cât se poate de epocal, să-l numim așa. Și acest noroc se numește Bobea Păvăloaie, arheologul. Pentru că cu un asemenea arheolog nu cred că poate ascunde cineva ceva. Vei veni din urma tuturor și vei răscoli cu măturica exemplele adevărate ale celor care se bat cu pumnul în piept și spun că ei au slujit cultura. Nu știu dacă e o tehnică sau o tactică, dar cred că tu ești salvarea noastră.
Vă mulțumesc pentru încredere, mă împovărați peste măsură. Mâine mă duc la birou și dau revizia, nu pot rezista la asemenea presiune. Nu, acum așteptările, și am mai vorbit și cu colegi de la minister, din țară, la fel, așteptările față de direcțiile județene pentru cultură sunt foarte mari. Pentru că în ochii tuturor reprezinți Ministerul Culturii în acel județ și că așteptările față de minister sunt aceleași care față de direcția județeană. Eu când vorbesc cu tine despre cultură, parcă aș vorbi cu Ministrul Culturii. Da, cu viitorul ministru. Eu nu mă referam la tine, mă referam actual la Ministrul Culturii. Da. Dar cred că uite, zilele acestea a apărut o știre descomentată și știu eu cu pieptul dezgolit, precum că cei de la Cluj își fac metro. Și atunci eu țin minte, prin 1992, pare mi se, prima oară, când un candidat la funcția de primar, la rândul său se bătea cu pumnii în pes că va face metrou la Iași. Și promisiunea aceasta electorală chiar a fost privită cu îngăduință și cu zâmbetul pe buze, evident taxându-l pe respectivul că omul ăsta vorbește, dar nu știe ce vorbește. Dar uite că s-a trezit Emil Boc și a spus, băi, nu vă faceți, băi, las că fac eu metrou. Cât de fezabil ar fi un metrou la Iași? Din punct de vedere al moștenirii trecutului și a gestionării eventualelor descoperiri arheologice, orice este posibil. Dacă ne gândim că și Roma, care este un oraș milenar, are o istorie atât de încărcată și atât de bogată, oraș imperial, nu știu, are metrou. Deci dacă acolo s-au găsit soluții, la Atena la fel, este metrou. Dar noi avem nevoie de metrou? De aici trebuie să pleci. Cred că moștenim o rețea feroviară fantastică de jur împrejur orașului Iași, da? Care unește și partea înaltă a județului și partea mai joasă. Deci în loc de metrou să folosim trenul. Și putem folosi metroul ușor, ideea de metrou de suprafață, nu? Este zona industrială, dar și orașul, municipiul, zona civilă, brăzdată de căi ferate, așa era, că a fost gândit, sistematizat orașul Iași în 1960-70, nu? Și dacă reușim să fructificăm ce avem, nu cred că trebuie să mai, în condițiile în care orașul, să spunem că o să ajungă la 2 milioane de locuitori, se va dubla, se va tripla, da? Atunci probabil va fi. Da, uitați-vă, ne uităm la Chișinău. Da. Un oraș la fel de întins și cumva într-o asemănător ca relief cu orașul Iași, da? Și nu simte nevoia unui metrou, nu se simte nevoia. Acolo sunt căi de comunicare tradiționale. Și nu a fost nevoie. Știu, cred că dacă ar fi fost nevoie cu adevărat, se făcea. Dar ce vreau să te întreb? O alternativă la metrou ar fi deplasarea aeriană. Ai văzut că au început să apară niște mașinuțe de astea cu care zbori, aterizezi, mergi la servici, parchezi. Ar fi o soluție de decongestionare a șoselelor? Nu, eu cred că dezvoltarea transportului în comun, asta e așa, și fructificarea, moștenirea acestea de... Să nu uităm, Iașul era un nod foarte important feroviar în comerțul cu răsăritul, cu Uniunea Sovietică, și avem în sensul ăsta aici o rețea feroviară foarte bine dezvoltată. Bineînțeles, ca ea este uzată morar, dar locul destinat pentru trasee e rămas liber, neconstruit și poate fi modernizat. Da. E bine că avem locuri, trasee care pot fi modernizate. Dar tu tot înspre muzeu mă trimiți. Hai să vedem o tehnică de aceasta modernă care să ne scoată din impas, pentru că dacă te pun eu să mergi dimineața cu tramvaiul din Nicolina până în piața Palatului aici. Da. Merg două stații atunci când mă grăbesc și spun că este un trafic lejer în jurul orei 6.
De la 7 la 8. Bine, de la 7 la 8, dacă când mergea clasa muncitoare la serviciu. Da, nu, eu merg ușor mai devreme ca să nu prind aglomerația și înghesuiala în tu ești un risipitor de timp, alții, de exemplu, își păstrează secundele ca să gestioneze timpul. Tu văd că cu două ore înainte de a începe programul... Și probabil... De ce nu mergi pe jos? Dar mergi și pe jos, să știți. Ai văzut? Da, nu, sunt pieton convins. Nu, dar vă spun, era vorba de transportul public. Da. Și vă spun că în perioade normale, da, e foarte comod de a circula cu transportul public. Acum au mai venit și tramvaie noi, frumoase, comode, ca iubitor de tramvaie. Poți să joci cu ele, da. Dar așa e minunat. Da. Iată cum, stimat telespectator, din nou Bobea Păpăloaie ne face să terminăm emisiunea înainte de a o începe. Spuneam că timpul trece neîndurător de repede și poate de aceea îi voi lansa o invitație permanentă și lui în această emisiune. De aceea se și numește așa cum se numește ea, pentru că nu avem timp să mai pierdem pe fel de promisiuni inadecvate ritmului în care noi ne deplasăm și a ritmului în care ne consumăm viața. Stimați telespectatori, ne oprim deocamdată aici, dar până la o viitoare emisiune vă spunem la revedere. La revedere!